urez în primul rând binevenit, bine ați venit în România, bine ați venit în Ardeal, în Transilvania și bine ați venit în, în această fermă. Un element aș vrea de la început să subliniez, se vorbește foarte mult în presă și poate că e normal de greening ca un element esențial al acestei reforme sau poate ca singur element esențial. Și vreau să facem în așa fel încât să vedeți de acum înainte componentele, toate componentele acestei reforme, pentru că reforma aceasta nu înseamnă doar greening, înseamnă mult mai mult. Sunt mult mai multe aspecte care vor avea un impact asupra agriculturii din Uniunea Europeană pentru după această reformă. Un element esențial în viitor este cum să asigurăm o agricultură europeană competitivă, dar competitivă din două puncte de vedere. O competitivitate pe termen lung care să combine aspectele economice cu aspectele ecologice sau aspectele de piață cu aspectele de bună gestiune a resurselor naturale. Pentru că nu putem să dezvoltăm și să susținem financiar o agricultură care vizează doar competitivitatea economică și de piață și care nu ține cont de faptul că lucrează cu resurse naturale epuizabile, dar nici nu putem să alimentăm ideea că agricultura europeană e doar o mare grădină, un mare parc care trebuie să întrețină peisaje, pentru că agricultura europeană trebuie în primul rând să producă și să producă pentru piață, să producă alimente. Deci trebuie să combinăm într-un mod pozitiv, constructiv și eficient această idee de competitivitate, de eco-competitivitate, adică competitivitate economică și competitivitate ecologică. Și acest lucru trebuie realizat atât prin modul cum sunt distribuite plățile directe și cum sunt ele structurate și definite, cât și prin ceea ce vom face în al doilea pilon al politicii agricole comune, unde trebuie să regăsim, alături de problematica rurală în general, trebuie să regăsim mult mai bine și mult mai bine țintit problematica acestei dezvoltări a competitivității economice și ecologice a agriculturii diverse. Printr-o dezvoltare mai puternică și mai pregnantă a unei agriculturi a cunoașterii, deci prin introducerea elementului de cunoștințe care vin din cercetare, dezvoltare, inovare, mai mult în practica agricolă, prin a încuraja agricultorii să se organizeze mai bine și să-i ajutăm ajutându-se singuri. Și mă gândesc aici inclusiv la mecanisme de piață, la mecanisme de gestiune a volatilității veniturilor sau prețurilor, prin mecanisme care să dea posibilitatea atât producției de calitate și producției performante să își găsească locul pe piața europeană și pe piața internațională, dar și produselor diverse, produselor proaspete, produselor locale, să-și găsească locul economic pe piața locală, acolo unde cererea este din ce în ce mai mare. Am avut în urmă cu câteva săptămâni o discuție cu un membru al Comitetului Regiunilor, care îmi spunea că observă o preocupare din ce în ce mai mare a primarilor marilor orașe, nu numai din Europa, ci și din lume, o preocupare într-o bună aprovizionare cu produse proaspete a magazinelor mici, a piețelor locale, de o stimulare a agriculturii din jurul orașelor pentru a-și asigura aprovizionarea concetățenilor. Și cred că este un challenge important și pentru Europa acest lucru. Dincolo de producția de masă pe care o realizăm și care rămâne esențială și care va rămâne dominantă, trebuie să acordăm atenție unor lucruri pe care le-am lăsat deoparte până acum, dar care, dată fiind evoluția și gustului și cererii consumatorilor, vor căpăta o pondere din ce în ce mai importantă pe viitor și cred că pot să fie o oportunitate pentru un anumit tip de agricultură. Legat de ceea ce numim filet de securitate sau plasă de siguranță sau safety net în engleză, este un pachet de măsuri care asigură pieței principalul rol în a decide ce anume cultivă producătorul agricol și ce vinde, dar în condițiile în care, în anumite situații, pot să apară variații și mai ales scăderi mari de prețuri, să putem interveni, pentru că aceste scăderi mari de prețuri pe termen mediu nu au un efect pozitiv nici asupra venitului agricultorului, dar nici asupra consumatorului.
Pentru că un preț foarte mic înseamnă că producătorul poate să nu mai producă producția respectivă pentru că prețul e mic și să avem o problemă de criză în anul următor. Deci nici pentru consumator nu e bună. Dar o cădere mare a prețului poate să aibă un efect catastrofal asupra venitului agricultorului. Și atunci păstrăm aceste mecanisme de intervenție pe piață doar în situații limită, în situații de urgență, în situații specifice. Nu le mai declanșăm în fiecare an, cum era până acum, când în fiecare an, din toamnă până în primăvară, câteva luni de zile, era deschisă intervenția și toți cei care vreau să-și vândă producția la intervenție o vindeau. Erau costuri inutile pentru buget, fără neapărat să aibă efecte constructive asupra pieței și asupra agricultorilor. Și deci acest mecanism de safety net, de plasă de siguranță, vrem să-l putem folosi pentru o gamă cât mai largă de produse, peste tot acolo unde el se pretează. Deci va rămâne pentru cereale, va rămâne pentru lapte, vom folosi în continuare stocajul privat în astfel de situații necesare pentru ulei de măsline, vom folosi probabil pentru carne în continuare. Deci încercăm să adaptăm, cel puțin asta va fi propunerea, încercăm să-l adaptăm peste tot acolo unde e nevoie, dar în același timp nu ne limităm doar la acest safety net, în același timp să dăm posibilitatea producătorilor agricoli și organizațiilor de producători să se organizeze ca să dezvolte și alte instrumente pentru a face față acestei variații a prețurilor și deci a veniturilor. Prin acest instrument, de exemplu, de fond mutual, care poate să fie constituit de un grup de agricultori care pun deoparte când prețul e mai bun și când prețul e mai mic, nu numai că dacă prețul scade sub o anumită limită, asigurăm intervenția, dar dăm și posibilitatea ca din acest fond mutual ei să-și compenseze o parte din pierderea de venit și va exista și o contribuție la bugetul, de la bugetul public la acest fond mutual, într-un anumit procent semnificativ, pot să vă spun. Deci într-un procent semnificativ, pentru un euro pus de agricultor deoparte când prețul e bun, va pune o sumă consistentă și bugetul european. Și încercăm în acest fel să combinăm o intervenție publică cu o intervenție a agricultorilor lor însuși în astfel de situații. Sigur că trebuie pentru fermele mari folosiți banii mai eficient și eu de asta am spus că probabil plata directă de sute de mii de euro, de milioane de euro, nu e modalitatea cea mai bună, cea mai eficientă și cea mai populară de a folosi susținerea financiară pentru un astfel de tip de agricultură. Poate că folosind banii ăștia pentru investiții în modernizare, pentru introducerea inovării, ca să scadă și costurile de producție, dar fără să aibă un impact negativ asupra mediului, să se diversifice producția, să se modernizeze utilajele agricole care sunt folosite, să se consume mai puțină energie, poate că sunt căi mai eficiente de folosit. Pe de altă parte, sigur că agricultura asta, când vorbim de diversitatea agriculturii europene, agricultura pe care o numim agricultură mică și care a fost lăsată deoparte tocmai pentru că e mică, poate că în condițiile actuale ale așteptării consumatorilor și contribuabililor, poate să joace un rol pe care nu-l juca până acum. Când spunem că agricultura are un rol de producție alimentară sau de producție agricolă, de gestiunea resurselor naturale și de întreținerea spațiului rural, poate că și tipul ăsta de agricultură mică, fără să o plătim doar pentru a exista, ca ea să nu fie eficientă, dar poate că poate să joace un rol mai important dacă îi acordăm mai multă atenție și adaptăm anumite instrumente pe care nu le aveam înainte.